La sfârșitul săptămânii, o femeie își abandonase copilul într-un cartier din Arad. Aceasta a fost într-un final identificată. Este vorba despre o tânără în vârstă de 26 de ani din Arad, a cărei poveste nu este din cele mai fericite. Tânăra mai are acasă o fetiță de patru ani. La patru luni, după ce a rămas însărcinată, tatăl copilului a părăsit-o, spunând că nu mai vrea să audă nici de ea și nici de copilaș. Ulterior, părinții acesteia i-au interzis să aducă acasă nou născutul, pentru că nu a găsit înțelegere nici la părinți, nici la bărbatul cu care a conceput copilul. Într-un moment de rătăcire, femeii i s-a părut că abandonul ar fi singura ei soluție, astfel că și-a părăsit bebelușul într-o plasă, în cartierul al Câțiva trecători au găsit copilul și au sunat de îndată la 112. Bebelușul a ajuns la spital, transportat de un echipaj de ambulanță. Femeia a fost identificată, iar acum tot ce își dorește, spune ea, este să se angajeze, să-și caute o chirie și să își recupereze bebelușul. Cu toate acestea, pe numele ei, a fost întocmit un dosar de cercetare penală pentru abandon.